Cristi Borcea a ieșit din pușcărie pentru mai multe ore. Omul de afaceri a fost escortat de la penitenciarul Poarta Albă la un laborator din Constanța. Acolo i-au fost prelevate probe pentru testul ADN. Rezultatele ar trebui să fie gata în aproximativ o săptămână. Până atunci, fostul acționar de la Dinamo va sta ca pe ghimbi. Borcea e în plin scandal cu avocata Simona Voiculescu, care susține că are împreună cu fostul finanțator al echipei Dinamo o fetiță în vârstă de 8 ani. Femeia a avut mai multe afaceri împreună cu Borcea în urmă cu mai mulți ani, perioada în care între cei doi s-ar fi înfiripat o idilă. Omul de afaceri se apără și susține că în acea perioadă Simona Voiculescu ar fi avut relații și cu alți bărbați. Borcea le-a spus însă apropiaților că dacă se va dovedi că avocata are dreptate, va face totul pentru ca fetița să aibă parte de un trai cât mai bun și se va ocupa de educația ei, chiar dacă acum se află în spatele gratiilor. Fostul acționar de la Dinamo a mai cerut însă ca și cei doi presupuși amanți ai avocatei să-și facă testul de paternitate. Cristi Borcea are 3 copii cu prima lui soție, Mihaela, de care s-a despărțit în 2011. În același an, omul de afaceri s-a căsătorit cu Alina, care i-a dăruit la rândul ei un băiat. Averea fostului acționar de la Dinamo este estimată la 30 de milioane de dolari. Borcea se află în prezent încarcerat la penitenciarul Poarta Albă, unde îi spășește o pedeapsă de 6 ani și 4 luni primită în dosarul transferurilor.